Bună seara, bun găsit tuturor. Doamnelor, domnilor, ne aflăm în perioada precampaniei electorale și așa cum ați putut observa, cele mai multe dintre partidele politice din România și-au desemnat candidații pentru alegerile din 27 septembrie, pentru că este misiunea noastră a postului public de televiziune să vă conectăm la tot ceea ce înseamnă platforma electorală. În următoarea perioadă vom realiza mai multe emisiuni prin care vă dăm posibilitatea să-i vedeți pe cei care ne cer votul pe 27 septembrie. Din experiența campaniilor electorale trecute, cu siguranță și în grila viitoare vom avea emisiuni fie de promovare electorală, fie de dezbatere, astfel încât să aveți cele mai bune decizii în urma emisiunilor pe care le veți viziona aici la TVR Craiova. În această seară, alături de mine, candidatul PSD la primăria Craiova, doamna Alia Olguța Vasilescu. Să rămână, bună seara, mulțumesc pentru prezență în cadrul emisiunii. Probabil foarte mult se întreabă de ce am început cu dumneavoastră această serie de emisiuni. Dincolo de proiecția proprie pe care o am eu, m-am uitat și la feedback-ul care a venit din partea oamenilor, fie de pe Facebook. Am mai citit și câteva sondaje care au fost date publicității în ultima perioadă. Dumneavoastră ați fost primar al Craiovei în perioada 2012-2017, dacă nu mă înșală memoria. Și v-am văzut și pe dumneavoastră destul de activă, ca de altfel și pe ceilalți candidați care au intrat în lupta pentru primăria Craiova. Cu siguranță săptămâna viitoare aici la TVR Craiova vă veți întâlni fie cu candidatul PNL, fie cu candidatul Plus, asta pentru că a existat acea, din punctul meu de vedere, tentativă de negociere pe dreapta pentru a fi desemnat un candidat unic. Astăzi am văzut raportările oficiale vorbind despre 46 de noi cazuri în județul Dolj, peste 1300 la nivel național. Sunt mai multe variante de lucru acum în spațiul public, asta pentru că se ridică întrebarea dacă este oportună validarea și organizarea acestor alegeri în data de 27 septembrie. Dumneavoastră, din punctul nostru de vedere, este în regulă să se desfășoare aceste alegeri pe 27 septembrie, gândindu-ne la măsurile de siguranță care trebuie luate pentru ca cei care vor veni la urne să nu se infecteze cu noul coronavirus? E un an special și e o situație specială. Deja alegerile au fost amânate 3 luni de zile. Maxim constituțional cât se pot amâna alegerile locale este perioada de 6 luni. Ori dacă nu le organizăm acum în luna septembrie, probabil că va trebui obligatoriu să le facem în decembrie. Atunci când, știți foarte bine, fiind sezonul rece, apar și gripele de sezon, răcelile de sezon. Cu certitudine va fi din ce în ce mai greu după luna octombrie încolo să se organizeze aceste alegeri. În al doilea rând, eu cred că Guvernul României trebuie să se organizeze foarte bine și are această posibilitate, pentru că în lege este stabilit că fiecare persoană care intră în secția de votare trebuie să primească mănuși și mască. În condițiile astea nu ar fi o problemă nici că pui mâna pe ștampilă, nici că atingi buletinul de vot, nici că atingi pixul ca să semnezi. Da, trebuie să fii tu atent. Doar sigur, trebuie să fii atent. Ți-ai pus mănușile atunci când ai intrat în secția de votare, le-ai scos imediat după ce ai ieșit sau când ai ajuns acasă și poți să te speli pe mâini. Deci se pot organiza în condiții, pot eu să spun, optime. Pentru că și în acest moment, dacă mergi la magazin, e cam același lucru. E tot un risc. Nu cred că vor fi probleme speciale dacă se organizează alegerile acum, dar v-am spus, asta depinde foarte mult de cât este guvernul de dispus să cheltuiască și să se ocupe de această parte organizatorică, pentru că este clar că și circuitele din secțiile de votare vor trebui să fie refăcute. Adică să se intre pe o parte, să se iasă pe altă parte, de asemenea manieră încât să nu se interacționeze. La coadă oamenii să stea la 2 metri distanță, se pot face lucrurile acestea fără să fie costuri financiare foarte mari sau cine știe ce, eu știu, chestiuni organizatorice complicate.
Eu am văzut chiar astăzi pe Facebook, nu știu cât de credibile sunt astfel de informații, însă le citesc pentru că trebuie să am o viziune generală asupra lucrurilor. Zilele viitoare ar urma să fie un anunț din partea guvernului care va lua o hotărâre fermă în privința organizării acestor alegeri pe 27 septembrie. Sigur, numai guvernul poate să ia o asemenea decizie, pentru că el știe cât de bine poate să organizeze alegerile. Dintotdeauna, guvernul României a fost cel care a organizat alegerile, Parlamentul a stabilit data, iar guvernul a avut toate celelalte atribuții de organizare. Dacă nu sunt în stare să le organizeze, probabil că nu vom avea alegeri, dar mi-e greu să cred acest lucru, pentru că am văzut deja în spațiu public personalități importante din zona PNL-ului și chiar președintele României, care nu au dat a se înțelege că nu s-ar organiza pe 27 septembrie. Nu s-a încercat o renegociere a termenului în această perioadă cu partidele politice? Nu. Nu ați fost chemați pentru astfel de lucruri? Cred că era mai bine să fie organizat în luna iunie, când totuși erau mai puține cazuri decât sunt acum, dar e clar cu cât intrăm mai mult în iarnă, cu atât vor fi și mai multe cazuri. Da, discutam noi și înainte de emisiune, se vor confunda simptomele cu celelalte. Și vedeți testele cum sunt, că astăzi îți dă că ești infectat, că ai COVID și mâine îți spune că de fapt testul e negativ, cum s-a întâmplat la echipele de fotbal. Nu vreau să fiu acuzat de subiectivist, dar vă spun că există o dificultate în comunicarea pe care o avem cu autoritățile. Asta pentru că multe din întrebările pe care le ridicăm pertinente din punctul meu de vedere, nu doar de către colegii mei de la știri, ci și cei de la programe, primesc niște răspunsuri generale. În momentul în care se pare că ai deranja, vă spun că ești trimis către o altă instituție care, culmea, se află în subordinea instituției mamă în județ, să spun, și aici mă refer la prefectura Dolj. Cred că ar trebui să-și însușească multe dintre atribuțiile și competențele pe care le au în raport cu media, pentru că vor, nu vor, noi suntem principala cale de comunicare între instituții și societate, mai ales în perioada aceasta, dar mă rog, aceasta este o altă discuție. Bun, dacă sper vă prindeți dumneavoastră ca jurnaliști, noi ca parlamentari, ce să mai spunem? Că în mod normal ar trebui săptămânal să dea un raport Parlamentului României vis-a-vis de această situație cu COVID-ul. Și a venit o singură dată în Parlament premierul României și atunci ca să atace PSD-ul, în niciun caz ca să dea informații. La nivel local, de exemplu, primarul Craiovei avea probleme, deși spitalele de COVID sunt gestionate de primăria Craiova. Primarul nu avea acces la aceste informații, câți infectați sunt și așa mai departe. Toată această secretomanie pe care nu am reușit să o înțelegem. Dar nu înțelegi, nu poți înțelege, pentru că nimeni nu se gândește la lucruri conspirative. Pur și normal, simplu încerc să-ți faci meseria, să prezinți o stare de fapt. Am cerut de foarte multe luni să ne spună cine face parte din acel grup de comunicare strategică, pentru că ni s-a spus că este format numai din specialiști. Foarte bine, spuneți-ne și nouă care sunt specialiștii respectivi, ca să știm dacă putem să luăm de bune toate informațiile, mai ales că, știți bine, au apărut informări despre un număr de bolnavi de COVID într-o zi care nu exista în calendar. 31 și luna avea 30 de zile. Sau astăzi era un număr de bolnavi per total și a doua zi scădea. Păi ce s-a întâmplat cu ei? Adică niciodată nu am primit aceste informații ca să putem să avem un panou general. Să trecem la lucrurile care privesc campania electorală și proiectele pe care dumneavoastră vi le doriți concretizate în posibilul viitor mandat de primar al Craiovei. Am văzut că toți participanții la această luptă electorală în această perioadă promit foarte multe lucruri. Așa cum și dumneavoastră sunteți în seara aceasta alături de noi și de telespectatorii noștri, vor veni și ceilalți candidați, vor trebui să spună și cum își doresc, cum văd concretizarea proiectelor viitoare. Asta pentru că fiecare dintre noi la un moment dat putem avea o viziune mai mult sau mai puțin abstractă, vedem cum și concretizăm respectivele proiecte. Vreau să vorbim despre sănătate la începutul emisiunii, pentru că tot am vorbit despre situația creată de această pandemie de coronavirus. Am văzut că vă doriți un nou spital la Craiova, spital de pediatrie. Da. Suntem una din puținele administrații din România care a construit un spital după 1990.
sunt doar trei administrații unde s-a construit un spital municipal, este Craiova, Mioveni și municipiul București. Din punctul acesta de vedere, cred că am dovedit că suntem capabili să construim un spital. În mod normal, pentru un spital de copii, ar fi trebuit să vorbim despre Spitalul Regional Craiova, care înțeleg de la cei de la PNL, de la Guvernul României, că va fi gata abia în 2028. Este clar că noi, ca și oraș, nu putem aștepta încă 8 ani de zile ca să avem un spital de copii. Toate proiectele despre care vă voi vorbi sunt proiecte deja demarate. Deci nu sunt fantasme, nu ne gândim acum ce ar mai trebui să se întâmple în orașul nostru, pur și simplu noi am început să lucrăm la partea de documentație de câteva luni încoace. În primăria Craiova, pentru că știți că administrația este PSD, este o continuitate după mandatul meu, am ținut legătura cu domnul primar Genoiu, am stabilit cam care ar fi prioritățile orașului în următorii ani și bineînțeles că mare parte din studiile de fezabilitate noi le avem deja realizate. Deci, nu aruncăm vorbe. Oricum, și în 2012 mi-aduc aminte că am fost privită cu foarte multă neîncredere, cu speranță, e adevărat, dar cu multă neîncredere, atunci când vorbeam despre faptul că vom avea un stadion nou, nimeni nu mai credea la un moment dat că se va întâmpla acest lucru și uite că l-am construit într-un an și 7 luni, nimeni nu credea că se poate construi un spital în condițiile în care până la data respectivă nu se construise niciunul după Revoluție în România. Și bineînțeles că nimeni nu credea despre toate celelalte investiții. Așa cum vă spuneam, deja la filantropia se lucrează la studiu de fezabilitate pentru un spital cu 6 etaje, care va fi exact în curtea maternității, unde 2 etaje vor fi pentru internări copii, 2 etaje pentru maternitate și 2 cu săli de operație, unde să se opereze copiii sau unde să fie operate mămicile care fac cezariană. Din punctul acesta de vedere, noi suntem foarte avansați. Nu ne-am uitat niciodată la bani atunci când a fost vorba de sănătate. Pentru mine a fost primul lucru care a contat și cred că oricine a trecut în ultimii ani prin spitalele Filantropia de boli infecțioase sau de neuropsihiatrie știe ce condiții sunt acolo. Nu vorbim despre spitalul numărul 1, care nu a aparținut de primăria Craiova. E subordinea guvernului, de fapt, nici măcar a Consiliului Județean. Este în subordinea guvernului. Investițiile au fost foarte mici în ultimii ani în spitalul numărul 1. În schimb, noi de la primărie, de fiecare dată când a fost vorba de spitalele noastre, nu ne-am uitat la bani. Tot ce au cerut consiliile de administrație ale spitalelor, medicii de acolo, de fiecare dată am rezolvat și cred că se poate vedea cu ochiul liber acum de oricine este pacient că există plasme, există frigider în fiecare salon, tot mobilierul a fost schimbat, s-a răcăit până la cărămidă, totuși s-a refăcut partea de zidărie. Asta ca să ne asigurăm că nu vom avea microbii intraspitalicești. Deci spitalele noastre arată foarte bine pentru că au fost făcute foarte multe investiții. În ceea ce privește spitalul de pediatrie, vreau să vă spun că am luat un model din Israel care mie mi-a plăcut extraordinar de mult ca și spital. Undeva la parter, unde este partea de recepție, când vii cu copilul care este bolnav și vrei să-l vadă un doctor, aștepți o perioadă, nu știu, o jumătate de oră, poate și mai mult. Și în această perioadă copilul se sperie, începe să plângă, e o panică exact care e de înțeles până la urmă la copii. Ei bine, toată partea de parter va fi un imens loc de joacă, care copiii se vor juca până în momentul în care sunt așteptați în cabinet, inclusiv cei care sunt internați în saloane vor avea posibilitatea să interacționeze, să se joace. Sigur că nu este vorba de boli infecțioase, pentru că copiii care au astfel de boli sunt la secțiile de la spitalul numărul 3, care, așa cum știți și dumneavoastră, a fost reabilitat complet, iar secțiile de copii arată absolut senzațional. Deci chiar te simți acolo ca la grădiniță dacă ești copil, în niciun caz nu interacționezi cu medicii, cu ceilalți, ca și cum ai fi într-un spital și ar trebui să ți se întâmple un lucru care să nu-ți facă plăcere.
Dumneavoastră aveți și proiecția bugetelor municipalității. Poate suporta bugetul CREG-ul astfel de investiții? Sigur, mai ales că partea de aparatură pentru toate spitalele din municipiul Craiova este deja introdusă pe finanțare europeană. Sunt 22 de milioane de euro accesate. Practic, primăria nu va trebui să pună decât partea de infrastructură spitalicească, adică să construiască propriu-zis spitalul. În rest, aparatura va fi finanțată din fonduri europene, deci vom avea un spital de top. Îmi aduc aminte emisiunile pe care le realizam aici la TVR Craiova cu dumneavoastră în perioada în care erați primar și ne vorbeați despre faptul că nu sunteți adepta unor împrumuturi la diverse instituții financiare, bancare și așa mai departe. Dădeați dumneavoastră exemplu unei familii care teoretic are o sumă pe care o încasează în fiecare lună din diverse activități pe care le desfășoară și că nu ar trebui ca suma respectivă să depășească cheltuielile. Așa aveți este. Aceeași proiecție? Da. Pe mandatul meu nu s-a împrumutat primăria municipiului Craiova nici măcar un singur leu. Și am găsit o situație dezastruoasă. Trebuie să spunem lucrurile acestea. 13 lei existau în contul primăriei atunci când eu am devenit primar. Toate regiile erau în stare de faliment. 50 de milioane de euro la termoficare, 10 milioane de euro la compania de apă, 10 milioane de euro datorie la RAT Craiova. Deci totul era pe butuci. Prima oară am spus, nu știu cum o scoatem, și culmea este că zilele acestea m-am întâlnit cu sindicatul de la termoficare și îmi spuneau și aminteau că acum 8 ani le spusesem: vă, n-am ce să vă fac, pe voi chiar nu putem să vă scoatem din gaura asta de 50 de milioane de euro. Și într-adevăr, acolo regia a luat-o spre faliment pentru că nu s-a putut face nimic. Bineînțeles, banii ar trebui să vină din plățile care se fac de către cetățeni pentru serviciul pe care îl primesc de apă caldă și căldură. Și știm cu toții că și din această zonă vin foarte multe datorii, pentru că sunt foarte mulți cetățeni care nu-și permis sau nu vor pur și simplu să suporte să aceste cheltuieli. Să știți că am sesizat că sunt foarte multe cazuri în care vorbim despre reavoință. Oamenii care... Sigur. Probabil și imaginează că acolo unde sunt foarte multe datorii, la un moment dat nu vor fi plătite. Vă spun că vorbim cu președinții asociațiilor de proprietari din Craiova și sunt sume colosale la anumite asociații. Și nu poți în timpul iernii, de exemplu, să întrerupi căldura. Pedepsești un bloc pentru că pedepsești un bloc pentru o singură persoană și asta nu este în regulă. Oricum, viitorul clar nu va mai fi termoficarea. Nu, n-are cum. N-a rezistat în niciun oraș din România. Fiecare persoană trebuie să ajungă în situația în care să-și plătească propria factură. Atunci deja putem să discutăm altfel și să știți că sunt discuții pe care le-am tot făcut în ultimii ani de zile, că mai devreme sau mai târziu toată lumea va ajunge să-și pună centrală pe gaze. Și cred că ar fi o variantă ca costurile pentru persoanele vulnerabile să fie suportate și de primărie. Pentru că noi plătim în fiecare an în jur de 3 milioane de euro costul gigacaloriei care este atenuat de primărie. Adică, dumneavoastră, ca persoană, plătiți o parte din costul real al gigacaloriei, restul completează primăria. Și ne-am gândit că cel mai bine ar fi ca acești bani pe care primăria oricum îi pune în fiecare an să meargă către centralele acestea, către vouchere pentru a-și achiziționa centrale, de o manieră încât în câțiva ani de zile, 2-3 ani, să putem să scăpăm de această nebunie care... Na, nu poate să ducă nicăieri. A trebuit gândit și un sistem de racordare la celelalte utilități, astfel încât cei care merg în astfel de controle și monitorizează, nu știu, consumul de apă, să aibă o evidență... La regia de apă s-a întâmplat acest lucru, a fost și mai simplu și oricum ne obligă Uniunea Europeană, pentru că intrăm pe acel mega proiect pe care
mi-l asum aproape în totalitate, pentru că în 2014 l-am gândit împreună cu Costel Mitriță, care era directorul de la compania de apă. Toată lumea spunea că suntem nebuni și nu o să se realizeze niciodată proiectul ăsta, pentru că în afară de canalizare, așa cum luau toate celelalte județe, pentru localitățile care nu beneficiau de acest serviciu și chiar pentru municipii, și noi avem mai multe străzi care la ora actuală nu sunt racordate la canalizare, dar pe acest proiect vor fi toate racordate, noi punând în plus și aducțiunea firului 2 Izvarna. Eu am spus că dacă voi rămâne cu ceva în memoria craiovenilor, poate nu știu cât va fi stadionul sau cât va fi spitalul peste ani de zile, dar cu siguranță faptul că am reușit să aducem apă de munte de la Izvarna la robinetele craiovenilor, asta va rămâne în memoria colectivă. La ora actuală este semnat acest contract de finanțare europeană în valoare de 450 de milioane de euro. Este cel mai mare contract din Europa. Ne-a fost foarte greu la început să convingem guvernul României că 25% din cât revenea României trebuie să ia doar Craiova, dar am reușit să facem asta. Și acum suntem în perioada în care se desfășoară licitațiile. Sunt peste 20 de localități în care se va introduce canalizarea, care sunt pe același proiect de apă cu canalizare cu al Craiovei. Acolo deja s-au semnat contractele, a început execuția, pentru că firmele au câștigat licitația. La Craiova am fost un pic întârziați, pentru că una dintre licitații pentru canalizare a trebuit să se refacă. Au venit doar două firme care nu aveau capacitatea să poată să ducă la cap o lucrare de o asemenea anvergură și atunci a trebuit să se reia licitația, dar ei sunt acum în fază finală. Deci undeva, cred că în 2 luni de zile va începe execuția și în Craiova pentru străzile care nu au canalizare și, din câte am înțeles de la compania de apă, sunt mai multe tronsoane pe care vine conducta, sunt 130 de kilometri de conductă nouă sau reabilitată. Trece prin 2 județe, pentru că vă dați seama, apa o să vină direct de la Izvarna din munte, iar primele capete, cel dinspre Izvarna, din județul Gorj, și cel dinspre Craiova, deja sunt în procedură foarte avansată de licitație. Vreau să vorbesc despre acest proiect. Chiar ne-am văzut la începutul săptămânii, când a jucat Craiova cu CFR-ul. Luni, da, ne-am văzut la stadion și a vorbit și despre proiectul acesta. N-ați avut un pronostic atunci, din păcate Craiova a pierdut, s-a pierdut o șansă, probabil vom retrăi un astfel de vis în viitorul apropiat. N-au fost atât de motivați cum ne așteptam cu toții că vor fi ca să câștige. Adică n-au avut zvâcul ăla care să... Probabil că anul viitor vor trebui făcute investiții în echipă, astfel încât să nu mai avem surprize, să nu mai stăm cu sufletul la gură până la ultimul meci când se joacă cu titlul pe masă. Vorbeam astăzi despre stadionul nou, noua bijuterie a Craiovei, 55 de milioane de euro, investiție derulată prin CNI, cea mai mare investiție în Craiova în ultimii 25 de ani deocamdată. Da, lângă noi ne-am văzut pe stadionul de atletism, arată impecabil. Sunt profan în privința sportului, dar ochiometric așa, într-adevăr, arată foarte bine. Cea mai frumoasă bază sportivă din România și cea mai completă. Avem polivalenta, stadionul și... Și nu numai. Și nu numai, pentru că vă mai dezvălui în exclusivitate. Vreau de săptămâna viitoare să încep să prezint și celelalte proiecte pe care le am în parteneriat cu colegul care candidează la Consiliul Județean, domnul Cosmin Vasile, candidează pentru funcția de președinte al Consiliului Județean. Împreună ne-am stabilit niște priorități. Vorbim despre... stadionul Tineretului, care la ora actuală este în paragină, iarăși există deja un studiu de fezabilitate făcut. Vrem să intervenim un pic asupra acestui studiu de fezabilitate, în sensul că ne dorim ca într-o parte a acestui teren, unde este stadionul Tineretului, să avem și cea mai mare bază pentru tenis din România. Și în acel moment chiar avem tot ce ne trebuie la Craiova. Bazin olimpic avem pentru că este în water park. Cine vrea să performeze în acest sport poate să meargă acolo și să se antreneze. Avem stadionul de fotbal care este
clasificat al patrulea din lume ca frumusețe, și asta nu o spun eu, o spune un site de specialitate care analizează cum arată stadioanele. În anul 2017, atunci când noi am inaugurat stadionul, eram pe locul 4 și, ca să vă faceți o idee, cele dinaintea noastră nu costase niciunul mai puțin de 350 de milioane de euro, chiar cel din Atlanta de pe primul loc 1 miliard 700 de milioane de dolari. Deci noi, cu cochetul și micuțul nostru stadion de la Craiova, am reușit să fim pe locul 4 în lume. Deci avem acest stadion care este impecabil din punctul meu de vedere. Acolo sigur că mai trebuiesc făcute niște investiții, pentru că până acum nu s-a finalizat licitația pentru hotelul care este în interiorul stadionului și pentru restaurant. Zona de restaurant a stadionului este foarte frumoasă pentru că ai vedere asupra terenului și sper din toată inima ca în următoarea perioadă să putem să ne bucurăm și de aceste investiții. Și apoi vorbim despre acest stadion de atletism, pe care noi la început l-am făcut mai mult obligații. Pentru că atunci când am demolat stadionul Oblemenco, am scos pista de atletism, tocmai ca să fie un stadion strict de fotbal și de top european. Dar ni s-a atras atenția de la Federația Română de Atletism că și atleții noștri, și noi avem istorie în atletism, trebuie să se antreneze undeva și trebuie să-și susțină undeva concursurile. Și atunci a apărut ideea acestui stadion de atletism, care l-am construit până la 30%. În momentul în care am plecat din funcția de primar, apoi s-a refăcut proiectul, pentru că inițial ne gândisem că acest stadion se va finaliza înaintea celui de fotbal. Culmea a fost că cel de fotbal s-a finalizat foarte repede și noi pusesem în stadionul de atletism să fie și un teren de fotbal. N-a mai fost nevoie de el și atunci s-a refăcut proiectul de asemenea manieră încât să fie doar de atletism. Stadionul arată senzațional. Este păcat că din cauza COVID-ului acum nu am putut să facem o deschidere oficială, dar în perioada următoare, chiar dacă nu va fi lume pe stadion și doar dumneavoastră ca reprezentanți ai presei va trebui să fie inaugurat. Și vestea, da, vestea bună este că toate marile glorii ale atletismului au spus că vor să participe și să facă o cursă demonstrativă atunci când va fi inaugurat. Vorbim de Maricica Puică, de Doina Melinte, toate campioanele noastre, Cristiana, campioana noastră din Craiova. O, deci, și doamna Natalia Andrei. Da, o să fie toate la Craiova și vor face această cursă demonstrativă. Deci, spuneați dumneavoastră că în locul stadionului Tineretului va apărea o bază sportivă dedicată celor nu, care nu va fi doar o bază sportivă. Vorbim, la subsol va fi construită o parcare foarte mare, pentru că acolo, în zona stadionului, este o mega problemă cu parcarea atunci când sunt competiții sportive, și nu numai pentru stadionul de fotbal, vorbim și despre sala polivalentă care este în același perimetru și despre stadionul de atletism. Deci pe jumătate din suprafață, la subsol, va fi construită o parcare subterană. Apoi vorbim despre o bază de tenis care nu ocupă foarte mult loc, pentru că, așa cum știți, se construiește pe verticală mai mult. Terenul, la fel, nu este foarte mare pentru cel care trebuie pentru tenis. Și în rest va fi o zonă de parc și o zonă pentru skater, pentru cei care nu au la ora actuală unde să practice acest sport preferat. Deci, sunt sigur că cunoașteți acest aspect. În Craiova își desfășoară activitatea tânărul Alexandru Coman. Este numărul 1 în lume la tenis la categoria lui de vârstă. Este considerat ca fiind viitoarea stea a tenisului românesc. Va avea și condiții, exact, nu numai să se antreneze, ci și să participe la competiții de nivel internațional, pentru că este clar că va fi, așa cum i-am obișnuit pe craioveni, și merită asta, să fie cea mai frumoasă bază sportivă din România. Vreau să vorbim despre mijloacele de transport în comun din Craiova. Da. Înțeleg că
S-au depus o contestație la două contestații, da, mai avem puțin de așteptat până când vom avea tramvaie noi în Craiova. Da. E de neînțeles modalitatea aceasta prin care o firmă X, care nici nu a participat la licitație, poate depune o astfel de contestație. Păi cum am pățit la drumul expres. Da. Unde o firmă care n-a participat la licitație a contestat toate cele patru tronsoane. La două instanțe a spus că este în regulă și se poate merge mai departe cu execuția. La două alte instanțe a spus că nu e în regulă, deși fusese practic aceeași procedură de achiziție. Da? Asta este situația în România. Până la urmă trebuie să acceptăm și să mergem mai departe. În ceea ce privește baza pe care va trebui să o aibă RAD Craiova în următorii ani, noi am început, de la mandatul meu încoace, nu am mai acceptat să luăm autobuze la mâna a doua. Pentru că eu știu cât am plătit în mandatul meu datoriile pentru niște autobuze vechi, unele n-au funcționat niciodată. Au fost aduse din Italia pe platformă și l-au tras la gard. Ani de zile, dar municipalitatea l-a plătit. Și atunci am spus, nu mai cumpărăm decât autobuze noi. Până în acest moment au fost achiziționate 67 de autobuze noi. Până la 104, licitațiile sunt în desfășurare și vom avea inclusiv autobuze electrice. În acel moment vom putea spune că practic tot parcul auto de autobuze este reînnoit. Și aici este vorba de anul viitor, adică nu ne ducem foarte mult în timp. În ceea ce privește tramvaiele, la fel, după ce s-a reabilitat linia de tramvai, am găsit niște tramvaie în care efectiv nu puteai să te urci. Arătau ca după război. La depoul de la RAT le-au refăcut, au pus mobilierul nou, adică scaunele noi. În fine, s-a putut circula cât de cât în condiții decente, dar nu condiții de confort sporit așa cum ne-am dorit. Și atunci s-a făcut această licitație pentru 17 tramvaie, care costă în jur de 30 de milioane de euro, tramvaie noi. S-a accesat programul de finanțare europeană de către RAD Craiova și Primăria Municipiului Craiova. Licitația a fost organizată de Guvernul României actual, deci contracandidatul meu care ne acuză că luăm tramvaie din Ucraina ar trebui să-i tragă de urechi pe cei din propriul partid care a organizat licitația. Până la urmă, important este să avem aceste tramvaie noi oricum. Pentru că nu prea ai foarte multe soluții ca să alegi acum de unde să îți iei tramvaie. Sunt vreo patru firme mari care pot să vină, patru producători care pot să vină în România. Mai mult decât atât, în condițiile în care de la Uniunea Europeană s-au dat la toată lumea bani pentru tramvaie, vă dați seama că practic toate firmele au de lucru. Pentru că peste tot în România și nu numai în România se reînnoiește acum parcul de tramvaie. Deci, anul viitor, cu siguranță vom avea tramvaie noi, tot datorită unui proiect al administrației PSD care s-a derulat în urmă cu ceva timp. Dar pentru că ați atins această problemă a transportului, vreau să vă spun că între prioritățile mele va fi și transportul școlar. Avem cel puțin două locații în Craiova, unde este infernal să circul dimineața la ora 8. Dacă nu pleci de la 7 cu copilul de acasă, nu ai cum să-l aduci la ora 8 la școală. Și mă refer aici la zona Constantin Brâncuș, unde sunt două licee, CFR-ul și Brâncuș, unde este școala Tăraveda, unde este și școala numărul 2 pe Principatele Unite. Acolo este infernal și credeți-mă că știu foarte bine pentru că am copilul la școala acolo. La fel în zona centrală la Carol și la Elena Cuza. Și atunci interesul nostru ca să descongestionăm zona va fi acela să introducem transport școlar, care să îmi ia copilul din colțul străzii, nu din stația de autobuz, care știm cu toții sunt la distanțe destul de mari. Vom discuta cu directorii de la școlile respective ca să știm exact în ce zone domiciliază copiii să putem să facem acest transfer al copiilor cu microbuzele și autobuzele pe care le va pune la dispoziție municipalitatea. Iar
De la început vor avea, vor putea să circule cu aceste autobuze și părinții, o lună, două, până se învață copiii cu autobuzele respective. Apoi va fi o plasatoare în fiecare autobuz școlar care va bifa pe fiecare copil când a urcat în mașină și îl dă jos în fața școlii pentru a fi preluat de învățătoare. Evident, acum vorbim doar despre copiii care sunt la vârste mici. Nu vorbim despre... 1-4. Da, 1-4, chiar 5 putem să ne extindem și cu prioritate pe aceste zone. Adică prima oară vom demara transportul școlar cu aceste zone pilot. Sunt convinsă că vom reuși să descongestionăm traficul, pentru că una este să vină 30 de mașini cu 30 de copii într-o clasă și alta este să vină un singur autobuz. Să știți că am văzut în ultimele zile tot felul de obiecții, tot pe rețeaua de socializare Facebook, asta pentru că toată lumea se conectează la Facebook, e un mijloc rapid de comunicare. Din punctul meu de vedere, nici nu are importanță cum se numește parcul acesta. Parc Dracula, puteți să-i spuneți cum vreți dumneavoastră. Da, și nu mai să fie făcut. Adică, nu vreau să vorbesc despre colegi din media. E treaba fiecăruia cum se raportează. Eu m-am învățat să se dea cu pietre în orice proiect pe care l-am avut. Și în stadion, aduceți-vă aminte. Să-l facă cineva. Asta este cel mai important. Cum că toți trăim în orașul ăsta. Nu are importanță cum ne numim. Vă spun și despre Dracula Park. Eu am intenționat în 2016, când am candidat pentru al doilea mandat, am promis acest parc tematic. Vreau să vă spun că el este finalizat la partea de documentație. Noi, practic, putem de acum înainte, adică are studiul de fezabilitate aprobat în Consiliul Local și în următoarea perioadă va trebui să fie proiectul tehnic și partea de execuție. Și mie toată lumea mi-a spus, de ce Dracula? Te încăpățânezi tu neapărat să fie Dracula. Și le-am spus, oameni buni, vrem să facem unul din primele 10 parcuri tematice din Uniunea Europeană. Că noi ne-am obișnuit cu standarde înalte, cum am avut stadionul al patrulea ca frumusețe din lume chiar, vrem să avem și unul din primele 10 parcuri tematice. Și atunci, ca eu să pot să atrag turistul francez, neamț, englez, cum vreți dumneavoastră, să vină în parcul meu tematic, trebuie să-i dau un brand. Dacă nu este un brand cunoscut, ofertant, cunoscut, nu va veni niciodată aici. Care este cel mai cunoscut brand al României? Dracula. Punct. De aici încolo, că discutăm, Nadia Comăneci, Hagi, Țiriac și așa mai departe. Ok, dar nu poți să faci un parc tematic cu sportivii. Și atunci, singura variantă era aceasta de Dracula Park, care, eu sunt convinsă că va bucura foarte mulți cetățeni, foarte mulți copii și cred că va atrage și foarte mulți turiști. Pentru că, nu știu dacă realizează cineva, cred că cei care s-au plimbat în centru vechi înainte să vină această pandemie, au văzut că sunt foarte mulți străini și poate nu înțelegeau de ce. Faptul că ai operatori de low cost, de avioane, și că poate să coste o cursă chiar 20 de euro, Craiova, până în Germania sau în alte zone, adică mai puțin decât este taxiul în țările respective, i-a făcut pe mulți să-și cumpere bilete, hai să vedem și Craiova, să stea 3 zile aici, să vadă că e frumos, să-i anunțe și pe alții. Noi am avut posibilitatea să interacționăm cu astfel de turiști de weekend, care ne-au spus, e senzațională Craiova, ne place, venim, bem bere în centru vechi, e frumos, vrem să mergem și la meci, zona de parcuri, adică le-a plăcut, ca să nu mai vorbesc de cât e de ieftin orașul. Și bineînțeles că, pornind de la toate aceste lucruri, ne-am gândit, hai să facem ceva care să fie peste tot ceea ce s-a întâmplat până în acest moment în România. În afară de asta, ca și punct de atracție turistic, avem iarăși partea de documentație finalizată pentru reconstruirea pieței vechi a orașului Craiova. De fapt, de acolo a început, acela a fost centru adevărat al Craiovei, piața veche. Lângă toate celelalte străzi care sunt acum foarte frumoase din centru vechi, au fost casele negustorilor care vindeau în piața veche.
Iar Piața Veche era, Craioveană, era așezată la confluența a 4 drumuri care veneau dinspre Caracal, din toate zonele astea importante la vremea respectivă. Noi ne-am gândit că ne lipsește ceva. Dacă tot facem cel mai important complex sportiv din România, ne lipsește ceva, și anume o zonă în care să se adune fanii. Zone care există în toate marile capitale europene, la Madrid, peste tot, unde vreți dumneavoastră, înainte să meargă la stadion, fanii se strâng într-o piațetă. E bine, acolo se vor strânge și fanii echipelor de basket și de fotbal și, eu știu, de handbal, înainte să urmărească un concurs de atletism. Va fi iarăși o piață destul de mare care să permită strângerea fanilor și vor fi câteva construcții de baruri, restaurante, magazine cu suveniruri și tot ceea ce presupune o zonă de fani. Iarăși, nu vorbim așa ca să adormim, ca am vrea noi să facem. Nu, proiectele astea sunt deja în stadiu destul de avansat, pentru că așa cum nu știe multă lume, dar am spus-o de nenumărate ori, cel mai mult la un proiect nu durează partea de execuție, durează partea de documentație. La Spitalul Municipal, de exemplu, când l-am construit, 2 ani de zile ne-a luat ca să obținem toate avizele, studiul de fezabilitate, proiectarea tehnică și așa mai departe, și 8 luni de zile a durat construcția propriu-zisă a spitalului. Deci, faptul că noi suntem deja avansați cu documentația ne face să fim optimiști că în următorii ani vom avea toate aceste proiecte implementate. Îngrijorarea multor oameni care trăiesc în această țară este legată de stabilitatea locului de muncă. Corect. Iar din punctul meu de vedere, suflul unui oraș este dat de mediul antreprenorial. Nu știu, aveți discuții, știți, da, despre intențiile unor oameni de, da, afaceri, în primul care rând, vor să-și reloce activitatea sau să înceapă o activitate antreprenorială în, da, în primul rând, cred că ar trebui spus că iarăși vom avea un parteneriat cu Consiliul Județean. Unul dintre următoarele proiecte pe care o să le propun în parteneriat cu Consiliul Județean va fi și construcția celui de-al treilea parc industrial. Noi am construit pe mandatul meu de primar high-tech parcul, care la ora actuală este plin. Ieri sau alaltări a intrat a 46-a firmă, o fabrică de uleiuri. Noi, să știți că ne-am concentrat foarte mult pe atragerea de investitori străini. Eu personal m-am urcat în avion și m-am dus la Istanbul când am auzit că turcii de la ETI vreau să construiască o fabrică undeva la Giurgiu sau în Bulgaria. Mi-a spus consulul de la Istanbul atunci, i-am spus, te rog frumos, fă cumva să îmi programez o întâlnire cu reprezentanții firmei respective și eu mă urc în avion și vin și îi conving. M-am urcat în avion, m-am întâlnit cu familia care deține acest brand ETI și care e una dintre cele mai bogate familii din Turcia. I-am convins să vină la Craiova să vadă facilitățile pe care noi le ofeream în primul parc industrial care s-a construit de către Consiliul Județean. Și să știți că avem oferte cum nu există în Uniunea Europeană, iar eu știu bine despre ce vorbesc, pentru că eu am vizitat foarte multe parcuri industriale în Uniunea Europeană. Terenul este aproape gratis, e pusă o taxă modică de 25 de cenți pe an ca să fie ceva, pentru că altfel nu te-ar lăsa Uniunea Europeană. Utilitățile sunt trase până la poarta fabricii, transportul în comun este dus până la firmele respective. E bine, au venit aici, le-am pus oferta pe masă, au construit o fabrică, după care au construit-o și pe cea de-a doua. Și am putut să salvăm astfel toate persoanele care rămăseseră fără slujbă după ce Pangrupul a dat faliment. Ei imediat au fost preluați la fabrica de biscuiți. Acum putem să anunțăm cu mândrie că al doilea parc industrial este plin cu și 80% atenție cu investitori doljeni, pentru că și asta este important, să se dezvolte firmele locale. Eu sunt foarte naționalistă, dar patriotă locală. Adică îmi doresc tot timpul ca firmele din Craiova să se dezvolte, pentru că ele ne aduc locuri de muncă. Degeaba, nu știu, câștig o licitație o firmă din București care vine și lucrează cu
persoane din alt județ. Nu vreau să dau vreun nume de județ, că am mai avut o plângere la CNCD din partea UDMR-ului acum câțiva ani. Dar cu certitudine ne interesează ca aici să nu avem problemă cu locurile de muncă. Atât timp cât am fost ministru al muncii, la fel am făcut niște lucruri, zic eu, extraordinare la vremea respectivă, și anume am atras fonduri europene pentru ca orice angajator angajează o persoană care nu știe să facă nimic, deci este muncitor necalificat, și timp de 3 ani de zile îl ține și are o singură obligație, ca la sfârșitul acestor 3 ani să elibereze un certificat de ucenicie că e specializat în munca pe care a făcut-o, va primi salariu minim pe economie de la statul român. Fordo așa, să știți că a făcut acele multe angajări. Din cauza faptului, am discutat cu reprezentanții Fordului când eram ministru și le-am spus, accesați acest proiect, e pentru voi, pentru investitori. Statul vine din finanțare europeană și vă dă salariu minim pe economie. Mai vreți să puneți încă ceva, e foarte bine, ca oamenii totuși să aibă niște slujbe plătite. Dar oricum ar fi, vă creăm posibilitatea să aveți cât mai mulți angajați. La fel am introdus atunci ca persoanele care vin de la o distanță de peste 50 de kilometri de Craiova, de exemplu, nu știu, de la Calafat, de la Dăbuleni, habar n-am, de oriunde din județ, dar la peste 50 de kilometri, să li se deconteze de statul român cheltuielile cu chiria și utilitățile. În cuantum de 900 de lei. E adevărat. Oricum, un ajutor astfel încât să nu poți să spui tu, ca persoană care locuiești în județ, m-aș angaja, dar n-am unde, că n-am bani să plătesc chiria la Craiova. În condițiile în care, să știți, Craiova în ultimii ani, până acum, că acum au distrus băieții ăștia tot, deci cât am făcut noi un 1 milion de locuri de muncă, acum avem 850.000 de șomeri numai în ultimele luni de zile, deci au pus pe butuși tot. Dar ne-am asigurat că vom avea tot timpul forță de muncă la Craiova. Problema noastră a fost că nu găseau oamenii să angajeze, adică angajatorii să angajeze persoane. Și vă spun că am trăit o experiență umilitoare după ce am deschis un centru de afaceri în Marea Britanie. Știți că orașul Craiova era singurul care avea deschis un centru de afaceri în Marea Britanie și am convins acolo niște firme ca să vină și să-și deschidă fabrica aici. Una dintre ele, care avea producția în China, a fost de acord să-și relocheze fabrica din China și să o aducă în România, tocmai pentru că ei știau că vor avea probleme cu Brexit-ul și că vor trebui să plătească taxele la nivel european de acum înainte și aveau nevoie de țară europeană și, bineînțeles, cu facilitățile noastre. Și le-am garantat că vor găsi 250 de oameni care să se angajeze la firma lor. A venit patronul, cel mai important om din firmă, a stat de la 8 dimineața până la 8 seara la centru multifuncțional și s-au prezentat 20 de persoane. El având nevoie de 250. Da. Adică eu când aud chestiunea asta că nu s-a făcut pentru locurile de muncă foarte mult în ultimii ani de zile, vă spun clar că este o minciună. Pentru că știu cât ne-am zbătut și câte locuri de muncă erau la AJOFM destul de ofertante pentru tineri să se angajeze și, bineînțeles, cu facilitățile despre care v-am vorbit pentru angajatori. Infrastructura, cum vă proiectați acțiunea și activitatea? Noastră, știți că eu m-am preocupat foarte mult de partea de infrastructură craioveană. Ca să vă dau un exemplu, numai între 2015 și jumătatea lui 2016, 50% din suprafața stradală a Craiovei s-a reabilitat. Am intrat atunci numai pe marile bulevarde sau pe străzi, am intrat în zonele de blocuri, de quartale de blocuri, am refăcut parcările, absolut tot. Practic, tot ce am avut bani pe investiții de la bugetul municipalității, am transmis către asfaltare. Am lăsat proiecte de 85 de străzi care să se asfalteze de la zero. Acum și actuala administrație a făcut proiecte pentru 107 străzi, dar în zona de periferie, până când nu se introduce canalizarea și celelalte utilități, vă dați seama că nu putem să tragem asfaltul.
Am mai făcut chestiunea asta pe unele străzi de periferie care erau foarte importante, adică practic erau la confluența tuturor străduțelor din cartier și atunci a trebuit să le asfaltăm, dar care vor trebui să fie sparte ca să se introducă utilitățile. Deci din punctul acesta de vedere e 100% faptul că toată Craiova va avea în următorul an canalizare, pentru că este acest proiect Izvarna canalizare despre care vă spuneam mai devreme, și bineînțeles că după va trebui să urmeze mare asfaltare pe zona de periferie. Când urmează să depuneți lista cu candidați? Aveți o proiecție a activității, acțiunii? Cred că vinerea viitoare. Vinerea viitoare. Da. Am o proiecție cu candidații, sigur, multe nume noi, multe personalități ale Craiovei. Eu zic că va fi o surpriză foarte plăcută pentru craioveni, pentru că vor fi nume realmente grele, care spun ceva în lista consilierilor și în lista de consilieri municipali. Da. Mi-am dorit dintotdeauna să am o echipă performantă lângă mine. Anul acesta, tocmai pentru că știu că urmează foarte multe proiecte pe sănătate, vom avea și 3 medici, foarte mulți profesori universitari și oameni recunoscuți nu numai în plan local, ci și în plan internațional. O să vedeți, nu vreau să devoalez surprizele, dar o să vă plac. Când urmează să o anunțați, să o faceți publică lista? Cred că de săptămâna viitoare, de luni încolo, încep să anunț câte unul pe zi, tocmai ca să avem posibilitatea să, ca și cetățenii, să afle despre fiecare nume în parte, să poată să știe toate lucrurile care sunt de știut despre acești candidați. Dar mie personal lista îmi place foarte mult, tocmai pentru că știu că ne-am agitat mult ca să fie bine, să toată lumea să se simtă reprezentată de acești oameni. Orice primar, pentru a-și duce la îndeplinire proiectele, are nevoie de o echipă. Corect. În spate, susținerea majoritate în Consiliul Local. Altfel, cu greu puteți purta negocieri în contextul actual, sau cel puțin așa par acum lucrurile. Da, așa este. Am avut de fiecare dată bucuria să se voteze și lista noastră de consilieri locali. Eu n-am avut probleme ca primar cu o majoritate confortabilă în Consiliul Local și lucrul ăsta s-a văzut, pentru că am demarat multe proiecte și cu rapiditate și n-am stat de fiecare dată să discutăm cu consilierii, să-i convingem foarte mult, pentru că erau din aceeași echipă și n-a fost niciun fel de problemă. Mă uit la ce se întâmplă la Gabi Firea în București și îmi doresc din toată inima să nu pățesc așa ceva la Craiova, mai ales că garantez că rămân în următorii 4 ani ca primar, pentru că acolo i-au blocat câteva proiecte importante de infrastructură și acum vin în campanie electorală și spun nu le-ați făcut. Păi, normal că nu le-a făcut, pentru că nu s-au votat în Consiliul Local. Acum Primăria București are conturile blocate pentru că în majoritate sunt consilieri din partea USR și PNL care nu vor să deblocheze această situație. Deci e foarte important să nu lucrez ca primar cu un consiliu local ostil și din cauza asta, de fiecare dată când am apărut public, le-am spus cetățenilor Craiovei, dacă mă creditați pe mine ca primar, rugămintea mea este să creditați și echipa pe care o am de la Partidul Social Democrat. La mine situația este foarte confortabilă, adică sunt în jur de 50% în sondaje, nu am o problemă ca să ies primar. În schimb, dacă nu am 50% din mandate în Consiliul Local, 50% plus 1, va fi aproape imposibil ca în următoarea perioadă, în următorii 4 ani, să nu fie tot felul de scandaluri și tot felul de proiecte înfrânate. Că, din păcate, așa e politica la noi. În România, nu doar în Craiova, și te trezești, am și văzut în ultimii ani ce s-a întâmplat, că a fost o majoritate confortabilă a PSD-ului, în schimb cei de la PNL de fiecare dată au votat împotrivă la niște proiecte de investiții foarte importante pentru oraș. Eu nu reușesc să înțeleg chestiunea asta, pentru că în Parlament, ca parlamentar, de câte ori acum PNL-ul fiind la guvernare are un proiect care e important pentru țară, niciodată nu ne-a trecut prin cap nouă celor de la PSD ca să votăm împotrivă numai așa, ca să ne opunem că noi suntem în opoziție. Chestiunile astea nu sunt în regulă, dar vedeți, nu toată lumea le înțelege.
Când am candidat în 2012, am candidat sub sloganul Craiova merită mai mult. Și eu cred că s-au întâmplat multe lucruri în orașul Craiova. Acum pot să spun, Craiova merită totul, dar trebuie să-mi dai totul. Adică trebuie să-mi dai echipa de consilieri ca să pot să duc la bun sfârșit toate proiectele, pentru că eu zic că am dovedit în primul meu mandat de primar că sunt în stare să gestionez și situația și să aduc orașul la un standard care să ne facă cinste. Să nu uităm că în 2012 am găsit 13 lei în contul orașului și că eram Sicilia României. Pe unde te duceai și vorbeai despre Craiova, voi sunteți cu clanurile care vă tăiați pe stradă, care lucrurile astea. Ori acum, oricine vine în Craiova vede niște parcuri reabilitate complet. A tot fost scandalul ăsta cu plăcuța eu cu Nicolae Romanescu. Și am spus, asta e o prostie, pentru că n-am cerut niciodată așa ceva, n-am știut că sunt trecută pe acea plăcuță cu Nicolae Romanescu. Probabil că dacă aș fi aflat, le-aș fi spus, chiar dacă era în ordine cronologică și așa venea la rând, că pe un rând erau primarii din vechime și pe altul cei recenți, mai bine să evite o astfel de situație. Dar totuși, după 100 și de ani, am fost primul primar care a reabilitat parcul Nicolae Romanescu, așa cum a reabilitat și grădina botanică, care era o mizerie. Efectiv, primisem de la DSP aviz că acolo este risc de malarie când am preluat primăria. Continuăm discuția, am tot șoptesc colegii din cască. S-a terminat emisiunea. Vă mulțumesc oricum că mi-ați dat posibilitatea să prezint proiectele, chiar dacă mai erau multe lucruri de vorbit. Da, să știți că această posibilitate o vor avea și ceilalți contracandidați pe care aveți dumneavoastră la primăria Craiova. Ei o să vină cu multe atacuri și cu mai puțină viziune, că... Da, vedem care este derularea emisiunilor respective. Săptămâna viitoare, domnilor, vă revedeți cu un alt contracandidat. Joi sau vineri vă anunțăm prin intermediul Facebook, prin intermediul emisiunilor pe care le realizăm aici la TVR Craiova. O seară cât mai bună să aveți, la revedere!